Bună dimineața! Începem rândul 13, facem bara formată din 5 piciorușe mari. Bineînțeles, să nu uitați, când începem rândul, ridicăm rândul cu 3 ochiuri de lanț care ține loc de picioruș mare. Apoi facem 9 ochiuri de lanț, 6, sunt defocalizat un moment. Aici la piciorușele mici vom face 5 piciorușe mici. În loc de 5 piciorușe mici, vom face 3 piciorușe mici. Cinci ochiuri de lanț. Un picior mare aici, la piciorul mare, din rândul anterior. Și acum facem alte 7 ochiuri de lanț. Aici, iarăși, unde avem 5 piciorușe mari, vom face doar 3. Exact pe cele din mijloc, cum ar veni. Și acum 2 ochiuri de lanț. Și în arcada mică avem un picior mic, 2 ochiuri de lanț, tot în arcada mică un picior mic, 2 ochiuri de lanț, unde avem 5 piciorușe mari, vom face 3 piciorușe mari, dar pe cele din mijloc. Iarăși 2 ochiuri de lanț și în arcada mică un picior mic, 2 ochiuri de lanț, un picior mic, 2 ochiuri de lanț și 3 piciorușe mari în loc de cele 5, da? Șapte ochiuri de lanț. La piciorul mare avem un picior mare. Aici pe interior avem 5 ochiuri de lanț. La picioarele mici, în loc de 5 avem acum numai 3 pe mijlocul lor. Cinci ochiuri de lanț. Un picior mare la picior mare. Alo, focalizează, te rog. Da. La piciorul mare avem un picior mare. Și modelul se repetă. Să nu uitați să faceți simetria la bara din stânga, cum ar veni. Și ne întâlnim când ajung aici pe capăt. Suntem la cap de capete, cum ar veni, la rândul 13. Nu uitați că aici avem de făcut 9 ochiuri de lanț, respectiv bara din 5 piciorușe mari. Din bara asta mai facem
încă rândul 14 și un 15 care îl încheie și ghinionul nostru, sau cum să spun eu, e că aveam astea la alte 4 bare și ne mai mănâncă și ele atenția în felul următor. Am făcut astea, dacă s-ar focaliza, facem 5 ochiuri de lanț. Și aici, mare atenție, facem una, un picioruș mare, un picioruș mare, aici facem 2 piciorușe mari în același loc și iarăși câte un picior mare separat. În total trebuie să avem 6. Da? Deci facem 1, îl facem al doilea, între al treilea facem 2 piciorușe mari. Și acum separat câte 1. Și al doilea. Și facem 5 ochiuri de lanț. Și o să facem pentru fiecare bară la fel. Și vom face 5 ochiuri de lanț la fiecare. Eu mă duc înainte și ne întâlnim când ne ajungem chiar în partea asta. Ok? După cum spuneam, unde am picior mare, fac picior mare. Facem 7 ochiuri de lanț. Și după cum bănuiți, aici avem 3 piciorușe mari. Facem 2 ochiuri de lanț. În arcada mică vom avea un picior mic, 2 ochiuri de lanț, un picior mic în aceeași arcadă și 2 ochiuri de lanț. Mergem la următoarea grupă unde vom face iarăși 3 piciorușe mari. Două ochiuri de lanț. Oh, asta nu trebuia să se întâmple. Așa. Două ochiuri de lanț. Ah, da, uitați ce greșeală mare fac. Desfacem aici. Nu m-am uitat, m-am uitat pe altceva. Așa, acum e corect. 2 ochiuri de lanț, în arcadă un picior mic, 2 ochiuri de lanț, un picior mic în aceeași arcadă, 2 ochiuri de lanț și cele 3 piciorușe mari în grupa de 5. Bineînțeles, 7 ochiuri de lanț și piciorul mare peste piciorul mare din rândul anterior, 5 ochiuri de lanț și să repetă. Acesta a fost rândul 13. Ne vedem la 14. Hai să ne apucăm de rândul 14. Am ridicat rândul, după cum știți, cu 3 ochiuri de lanț care ține loc de picior mare. Ups, invers. Așa. Și vom avea 2 piciorușe mari cu un ochi de lanț între ele lucrat în același loc. 8 ochiuri de lanț. Da, bine am numărat. 2, 4, 6. Da, foarte bine. Și acum, mare atenție la mine, vom avea 3 piciorușe cu câte
4 jeteuri. Unul aici, unul aici și unul aici. Și le lucrăm împreună. Nu le lucrăm împreună, le lucrăm... Ba, le lucrăm... Să mă uit pe model mai bine. Pe model nu specifică, dar o să facem în felul următor. În felul următor. Deci facem 4 jeteuri. Luăm unul de aici. Hai să-l lăsăm nelucrat să vedem cum iasă. La cum arată să lucrate împreună. Da, eu așa o să le lucrez împreună. Iarăși, 8 ochiuri de lanț. Da, să lucrate împreună. Acum mă uit mai bine pe... și pe poză, să lucrate împreună. Că de-ar fi lucrate separat, să vedeau diferența. Suntem pe aici. Da, să lucrate împreună, da. Bun, m-am liniștit. Și acum, deci mi-am lucrat cele 8 ochiuri de lanț și mă duc pe segmentul ăsta și vom avea 3 piciorușe mari. Șapte ochiuri de lanț. Oh, 7 am zis. Aici eu am greșit. Ba nu, n-am greșit. Vai, Iisuse, se vede că s-a dormit. Mă duc la cele 3 piciorușe mari și fac iarăși 3 piciorușe mari. Da, puiucule, sunt foarte adormită. Uh-huh. 7 ochiuri de lanț. Și iarăși facem 3 piciorușe mari. În următoarele piciorușe mari. Da, puiucule, stai acolo înverită, că e frig afară. Da. Și 8 ochiuri de lanț. 5, 6, 7, 8. Și iarăși avem aici în felul următor. De aici, de aici și de aici. Iarăși piciorușe cu câte 4 jeteuri lucrate împreună. Da. Acum, iubire. 1, 2, 3, 4. Și modelul să continuă exact cum v-am arătat până acum. Ăsta îl lăsăm nelucrat. 1, 2, 3, 4. Și luăm de aici. Da, puiucule, acum vine mama. Și lucrăm mai departe, ne întâlnim pe capăt. Întrem înainte de bară, unde lucrăm 8 ochiuri de lanț și vom lucra bara ca să fiu sigură că nu uită lumea de bară. Un picior mare, un picior mare în punctul al treilea, un ochi de lanț, un picior mare lucrat în același loc și un picior mare pe capăt. Iarăși facem 5 ochiuri de lanț. Și aici, în barele astea, 4, avem 6 picioare mari. Cinci ochiuri de lanț. Și ne întâlnim în zona asta. Ok?
Da, fast forward, cum ar veni, aici vom avea trei piciorușe mari lucrate în același loc. Și vom face 7 ochiuri de lanț. Aici cele trei piciorușe mari, una după alta. Cele 7 ochiuri de lanț. Deci n-avem ce face, e atâta de frig afară, noaptea numai cu minus. Și suntem aproape sfârșitul lui martie. Iară 7 ochiuri de lanț. Și iarăși cele 3 piciorușe mari. Șapte ochiuri de lanț. Trei piciorușe mari lucrate în același loc. Și acum vine 5 ochiuri de lanț, 6 piciorușe mari, că zic barele astea din laterală, cum ar veni. Modelul se repetă. Și dacă mai am baterie, să mă uit. Nu mai am baterie. Îmi pare rău. Trebuie să editez de acum înainte. Da, mâine revin cu... Să sperăm cu forțe mai proaspete decât astăzi. Vă pup și vă mulțumesc că ați avut răbdare cu mine. Spor bun să aveți!